Le-am întovarăși de ei mei pentru a fi alături de cauza palestiniană în această zi tristă în care se împlinesc 75 de ani de la începutul catastrofei poporului palestinian, de la acea zi umplită de tristă amintire, când Israelul, acest stat fascist de tip apartheid, s-a proclamat ca stat de sine stătător și a început acest proces terifiant de strămutare a palestinienilor din casele, satele și orașele lor. Este datoria noastră de marxiști să susținem 100% lupta pentru eliberarea întregii penisule palestiniene de sub dominația sionistă. Nu sunt de acord cu acea idee a soluției celor două state, întrucât mi se pare o falsă soluție. Adevărata soluție a încheierii acestei tragedii a poporului palestinian este eliberarea completă a Palestinei și implicit desfințarea Israelului. Din acest motiv, mă pronunț pentru o Palestină liberă, de la râul Iordan până la mare, multiculturală și multietnică. În ce privește această luptă de 75 de ani de rezistență a Palestinei împotriva ocupației sioniste, aș vrea să amintesc acum câteva nume celebre de personalități marxiste liniste care s-au remarcat în ea. Mai întâi de George Habaș, fondatorul Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, apoi de Ghassan Kanafani, asasinat de către Mossad în iulie 1972 în Beirut, Liban, dar și de către Leila Khaled, altă revoluționară tot din cadrul Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Totodată, trebuie menționat că adevărata luptă antiimperialistă este strâns legată de socialism, așa cum spunea și Lenin. Și actuala ocupație a sioniștilor este consecința directă a imperialismului occidental, întrucât tragedia poporului palestinian nu a început atunci, în 1947, când s-a făcut acea partiție ONU. Tragedia aceasta a începuse mult mai devreme, mai precis în noiembrie 1917, cu acea declarație Balfour a guvernului britanic, prin care a oferit acea promisiune de a ajuta pe sioniști să fondeze un astfel de stat de tip fascist. Așadar, imperialismul este imperialismul și dominația lui asupra lumii este strâns legat de acest genocid care se petrece acum în Palestina. Așa că pentru a pune capăt acestui genocid, pentru a pune capăt fascismului și rasismului de orice fel, trebuie să luptăm pentru zdrobirea definitivă a imperialismului și a capitalismului, fiindcă imperialismul este stadiul cel mai înalt al capitalismului. Jos capitalismul, jos imperialismul, trăiască Palestina liberă, from the river to the sea, Palestine will be free! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!